Bună, dragii mei! Bine ați venit pe canalul meu, Cristina Gătește din Inimă. Aici veți putea găsi rețete ușoare de pregătit, foarte delicioase, ca la noi acasă. Vă doresc vizionare plăcută! Salutare, dragii mei! Astăzi vreau să mă împărtășesc cu voi cu o rețetă de covrigei împluți cu carne, foarte delicios. Aceasta este gustul copilăriei mele. Când eram mică, am mâncat, dar deja a trecut foarte mulți ani. Eu n-am făcut niciodată, am decis să-i fac acum. Uitați-vă ce bine arată, covrigeii mei, îi servim ca pipârjoale cu salată de mazăre verde. Sunt foarte apetisant și foarte, foarte gustoși. Vreau să iau unul, să mușc din el și să vă arăt. Covrigul. Foarte pufoși, foarte delicioși. Așa că, dați să trecem la treabă. Vă spun să încercați și voi, dacă n-ați gustat. Vă doresc numai bine, poftă bună! Așa, deci, pentru covrigei noștri împluți vom avea nevoie de covrigi, nu dulci, da? Covrigi simple, de lapte, de carne tocată. Carne tocată ca pentru pârjoale o faceți. De 3 ouă, de o lingură de făină, de o lingură de smântână, sare, piper negru. Și deja ulei pentru prăjit. Așa, batem ouăle. Adăugăm sarea cu zahărul, cu piper negru. Smântână. Și câte un pic de făină și o încorporăm. Așa, este gata. Mai departe adăugăm aici covrigii și îi turnăm cu lapte și îi ținem un minut, poate, până ce se moaie, dar nu tare se moaie, puțin de tot se moaie. Așa. Așa, eu am început a face, luăm câte unul și îl împlim cu cărniță. În felul următor, procedăm cu toți covrigeii. Și revin când să-i prăjim. Așa, sunt gata. I-am umplut pe toți. Mai avem nevoie de făină ca să-i tăvălim și deja prin ou cu smântână și cu făină. Punem pe foc tigaia cu ulei, așa cu mai mult ulei. Așa, mi-am pus lângă mine covrigii, făina și ouăle. Așteptăm să încălzească uleiul și începem să-i prăjim. Așa, am schimbat uleiul aici, că e mai ușor de întors. Așa, le dăm prin făină, apoi prin ou. Și le punem și le coacem. Le coacem pe o parte și pe alta, la foc mic. Și le scoatem. E
Ștefa și covrigeii mei sunt gata. Sunt super. Sunt moi, nu sunt tari. Sunt moi. Așa. Deci îi servim ca acum servim pârjoalele cu salată din ceapă, mazăre verde. Ia că aici eu am pregătită deja. Uitați-vă. Mazăre verde cu ceapă roșie și ceapă albă și ulei, oțet. Așa că, dragii mei, poftă bună și numai bine. Pa, pa!